Bun, salutare la toată lumea, eu sunt Farbo și bine m-am regăsit ar fi la un episod nou, dar nu de Minecraft și de GTA San Andreas. Deci, nu știu, să stau să vă explic sau să sau știți deja. Bine, hai să vă explic. Deci, în urma unui accident, mama Carl Johnson, adică acest tip negru, cioara asta, așa, mama lui a murit și acum trebuie să participe la mormântarea ei și va încerca să afle cine a ucis mama, de ce a făcut asta, etică. Înțelegeți voi? Și trebuie să ne îndreptăm acum spre cartierul nostru numit Grove Streets, dacă zic bine. Da, și n-am mai postat de foarte mult timp, asta vreau să vă zic. Îmi pare rău, mi-a scăzut și de abonați. Cred că mi-a scăzut vreo 4 abonați, pentru că acum am 65. Da, deci am zis bine. Deci a dat mare. Da, el a plecat, nu mai știu, pentru că a dat un bar aici și s-a mutat în, nu mai știu, da, chiar nu mai știu. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Da, un trecut jegos sau un trecut murdar, nu contează ce avem acolo, pentru că tot trecut e, da. Ok, mă, ce televizor varzare. Mă, dar măcar are televizorul mai mișto decât al meu, dacă s-ar vedea și HD. De ce ții o poză lângă ăsta, televizor, sincer? Da, ce o să audă măta, mă? Mamă, cum ceva la care? Ce dracu pui la care, mă, cale, pardon? Da, imediat, acum am vorbit, astăzi, este vineri, am vorbit 14 februarie, Sfântul Valentin, am făcut cadouri la fete și normal, opa. Da. Ah, ce credeam că a intrat balena neagră. Da. Am vorbit cu un prieten și s-ar putea el să-mi facă rost de un Steam pentru Counter-Strike. Ar fi foarte frumos, să știți, din partea lui. Aș vrea să-i și mulțumesc, poate va vedea acest video. Și imediat după ce voi lua Steam-ul, normal, o să intru puțin pe CS, o să mă mai obișnuiesc și eu că de mult n-am mai jucat și după ce o să fiu mai bun, o să joc pe un server foarte frumos în care intră o mulțime de lume și da, o să fac și gameplay la Counter-Strike. Acum trebuie să ne axăm pe GTA San Andreas. Da, bine, hai, trecem peste partea asta, cred că toată lumea știe. Acum suntem la cimitir, normal, unde a murit mama lui CJ, Carl Johnson. O, cum... Deci, uite ce mers de pinguin are Big Smoke. Și ăștia, Ryder, Sweet și Kendall, dacă mi-am amintesc bine. Da, nu mai știu pe ce se făceau poze pe F10, parcă, da. Hai să trecem peste faza asta, s-o dăm pe aici. Da, am făcut o poză, o să o editez în Photoshop și vine balas. Fiți atenți. Au distrus mașina. Oricum era o mașină urâtă, așa că n-am pierdut cine știe ce. Dar asta e faza, că la un moment dat, nu știu, Kendall dispare, adică era la cimitir, ia unde dracu s-a dus și este atacată de balas sau nu știu. Am terminat oricum jocul, să nu vă mirați dacă o să dau acolo când o să salvez, să nu vă mirați de ce mai sunt câteva lucruri salvate, pentru că eu am terminat jocul și da, mai am acolo câteva lucruri salvate, că mai am și să mă omoară. Da, și se aude că respir pe microfon. Faza e că microfonul e la nu știu cât distanță de mine și asta e partea proastă. Mamă, la limită. Ați văzut? Mi-a dat în roată. Morții mătii, când o să am un pistol, prima oară te omor pe tine. F-S-T-S aici, aici îmi place.
O, ce alerg, la maraton ăstea să se ducă. Ce nu-mi place de rider. Ce nu-mi place că n-am nitro. Ar fi tare să avem nitro la bicicletă. Serios, ar fi super șmecher. Deci, uite, ăștia știu să conducă, știu tot, mă, fratele meu, dar... Apoi îngași, că nu-i așa, omule? Da, omule. Așa, eu iau înainte ca să... Da, o iau pe aici. Așa, am revenit. Scuzați-mă, a intrat cineva și făcea gălăgie. Da. Acum trebuie să alerg repede și vă dați seama că aia au o mașină și eu am o bicicletă. De serios, uite, 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 uite. Dar să nu-i bat eu acum. Nici că CJ ne faci de râs, negrule. Mă, eu care eram înaintea ta, mâncam-i piciorul. Vreau să zic acum, mâncam-i altceva. Mă, ce mă enervează că aproape nu mai am viață și târfele astea sunt peste tot. Frate. Au, a. M-am urât. A. Da. A murit. Da. Hai, 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 hai. Aproape, aproape. Da, aproape de sfârșit. Dracilor, v-am făcut. Da, gata, au plecat. Iată că, deci le-am dat una pe capotă și au plecat. Hai, sunt tare, ce mai. Raidere, unde pleci, tată? Da, am reușit. E bine. Ce mai? Da, ne-am arătat noi, băieți. Șmecherul. Șmecher, șmecher. Opa, rămâne Carl. Măi, Sâgei. Tipu Băjan. O dedicație. Deci, lor, mă, cum să mor? Deci, eu cred că sunt primul din istorie care a murit la prima parte a GTA San Andreasului, vă dați seama. Da. Hai să râdem cu toți. Hai să râdem și în comentarii. Ce prost era. Da, gata. Coborând de pe bicicletă. Nu o punem în garaj, normal. Oba, iar am suflat, mă scuzați. V-am mai zis, microfonul e abia... Deci eu trebuie să mă apropii de ecran, dacă vă dați seama, ca să vorbim, pentru că microfonul meu de la căsă s-a stricat și da, a fost o problemă. Da. Ce să facem acum? Cred că trebuie să mergem să ne aranjăm. Nu? Da, trebuie să merg la Rider. Să vedem acum că trebuie să mă sune cineva, nu? Sau nu? A, deci e bine, hai că e bine. Acum, mă, mie îmi place mașina asta lui Ryder. Dacă ar avea și capot, ar fi excelentă. O, ce viteză avem! Ia fiți atenți! Opagicule, ce ai făcut? Măcar n-am distrus mașina, hai că e bine. Bom. Mă, ce aș vrea să bag un nitro, m-am obișnuit. După ce am terminat GTA San Andreas, să fac toate mașinile să le pun și nitro, mă, să le fac frumoase, mă. Deci m-am obișnuit și... să mă pupi în fund, mă, Rider. Intru furios în frizerie, deci mă vede frizerul, îmi zice, aoleu, ăsta e nebun. Hai, intru în cercul roșu, hai, m-am pus. Hai să vedem ce alegem. Asta. Ia să vedem, asta e una. Da, hai că rămâne asta. Și plecăm. Gata. Da, cam atât. După trebuie să mergem să dăm cu spray. Da, aici nu putem să sărim peste partea aceasta pentru că este plictisitoare și trebuie să așteptăm ceva timp. Până se uită Sige la o pizzerie amărâtă care... Așa.
Și cum vedea el pizzeria și a zis, oare mai trebuie să trăiesc? Și am zis, nu, trebuie să mănânci ca să mori. Acesta este întrebarea. Da, n-a avut nicio noimă, dar nu știu, vreau să găsesc o rimă și nu mi-a ieșit. Asta e. Deci, cred că aici Rider fură paie, nu? Fură paie. Da, fură paie. Așa, deci noi luăm o porție mică cu o porție mare și facem o porție dublă. Ok? Uite, uite-l pe Rider cum fură paie. Da, mă, da, paie. Și le bagă în cur seara și se cacă. Și acum, uite, nu mai are șapcă. Da, hai să plecăm. A ieșit șeful cel mare. Și stai ce-i facem ca să nu ne pocnească. Buf. Și acum nu se mai ridică timp de nu știu câte ore. Deci va reveni în 2 ore. Oh, da, asta am vrut să fac. Să lovim polițistul, dar nu, că ne urmărește și ne face bubu. Hai că ți-am făcut mașina praf, noi Ridere. Da, hai că e bine. Nu pot să sar nici despre peste această parte. Salvez, să nu salvez. Da, ce e așa greu, dar... aș vrea să salvez. Să nu salvez, pardon. Mamă, deci am ceva astă seară. Haide să mergem să vedem ce vrea Sweet. Fă, nu te-ai culcat cu mâine seară. Yes, 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 yes. Memea, fată. Îți văd chiloți, sunt negri. Negri, ca pânz de ta. Mă, ce păcat că n-avem aparatul să o pozăm, mă, cât de moartă. Da. Enter. Da. A, deci aici suntem, hai că sărim peste partea asta și mergem direct. Mergem. Ce mașină mișto. Aia am pus-o eu, cred. Da, eu am pus-o după ce am terminat GTA San Andreas. Mamă, când derapăm cu asta, îmi place. Și nici măcar n-am făcut-o zop. Da, e bine. Hai că ne învață aici Mr. Sweet cum se face. Se face un graffiti. Deci, trebuie să scriem Grove Street Forever. Sau nu știu. Acum trebuie să mă duc acolo. Mă duc să dau cu spray. Stați așa că am microfonul în mână. Da. Așa, mă scuzați că n-am vorbit, eram puțin ocupat. Niște balas, moe bala, shake bala. Și acum unde mai mergem, Sweet? Bun, a scăpat de poliție și am dat peste 100. Am scăpat și de poliție, e bine. Și acum trebuie să mergem să dăm cu spray altundeva și era iar să mă urmărească poliția. Buf! Așa. Eu trebuie să cobor aici, să vezi că trebuie să fac ceva greu. Dar nu-i problema. Aoleu, m-a prins poliția. Aoleu! Mă, dar de când o de-asta, cum se zice... dat cu spray e ilegal. Da, în fine, e... Oh, da, da,
dau cu spray, parfumez, fac frumos. Da, nu o suporți, da. Și acum trebuie să mă duc acolo. Acolo. Ia fiți atenți. Boom. Și căzi mașină. Vum, vum. Sau la tipul ăla care a dat anunț, care a dat, l-a dat la reclama aia cu Mercador. Sau tocmai.ro, nu mai știu. Să-mi iau o motocoasă, să face vum, vum. No, nu mă prindeți voi, culcanilor. Nu mă prindeți voi. Buf. Opa, am două. Ce-am făcut? Orice om cu mâna mea. Oh, da. Mă, ăia au ieșit din cartierul meu, serios. Gata. Mulțumim, frate, sweet. Ai fost excelent azi. Da. Hârtiile. Doi de I. Măi, cred că închem aici. Ar fi cazul, pentru că deja, nu știu, și caută un polițist pe Grove Street. N-a trebuit să fie aici. Da, și mi este, nu știu cum. Stați așa, salvăm. Și mergem afară ca să încheiem acest episod minunat. Eu chiar m-am distrat să-mi dea. Hai să vedem cine. Hai să vorbim puțin. Da. Nașcere. Am mesaj. Cum zici tu, brasa? Ce ai zis-o? Bravo, CJ. Bine. Până data viitoare, eu am fost The Fireboy și sper că v-a plăcut acest gameplay. Nu uitați, dacă v-a plăcut, puteți să dați video și la alții, chiar vă rog frumos să-l dați și la alții, ca să râdă și ei de fail-ul meu atunci când mă urmăreau ăia de la Balas. Să dați acolo un mic like dacă v-a plăcut cum am jucat sau așa. Și un subscribe dacă vreți să mă mai vizionați în continuare. Dacă nu, asta e. Bine, și până data viitoare, eu am fost The Fireboy și am mai zis asta. Ce pot să mai zic decât baftă!